Vedeți ce este acolo pe ecran? Vănicu, dacă vrei, poți să stingi becul acesta, să se vadă mai bine imaginea din spatele meu. Mulțumesc. Este o imagine, o poză făcută când credeți? 90 și cât? 95, 96, 91. Este în februarie 2022. Luna februarie a anului acestuia. Într-o biserică adventistă din conferința M Moldova. A fost un șoc pentru mine. Pentru că biserici pline, ochi, dar era plină ochi, în sensul că nu era un scaun care să nu fie ocupat, erau oameni care stăteau în picioare în hol și erau oameni care stăteau în picioare și afară, la ușă. Eu n-am mai văzut lucrare de felul acesta din anii 90. Anii pe care i-ați amintit dumneavoastră. 91, 92, 95, 96. Da? Și atunci am realizat că această concepție pe care o am eu, că în 2022, reacția oamenilor este cam așa, ca a tânărului din prima poză, s-ar putea să nu fie cea corectă. S-ar putea să fiu eu un pic păcălit. Sau s-ar putea să fiu descurajat. De atâtea încercări de a face ceva și rezultatul negativ. Dar iată frații de-ai noștri care reușesc, în contextul acesta în care numim noi societatea secularizată, lipsită de interes pentru lucrurile spirituale, iată că sunt frați de-ai noștri care reușesc să umple bisericile. Și dacă vă uitați acolo, Biserica nu este plină cu persoane vârstnice. Și atenție să nu înțelegeți că persoanele vârstnice sunt de o altă categorie inferioară, nu la asta mă refer, ci persoanele vârstnice sunt mai predispuse, mai deschise către mesaje spirituale și de aceea e mai ușor să le aduci la biserică. Acolo sunt persoane tinere. Iar dacă reușiți să vedeți în partea de sus la balcon, acolo sunt numai copii. Era balconul plin de copii și tot programul. N-a fost un moment pentru tineri acolo. O povestioară sau cânte cele ceva, Ce a fost evangelizare clasică. Tot programul, copiii aceia au stat așa, peste balustradă, numai ochi și urechi. În România, în februarie 2022. Și n-a fost nimeni printre copiii aceia care să zică, șt, liniște, taci, stai cu minte. Nu. Cum de la ei se poate? Nu sunt secularizați și ei? Nu trăiesc în aceeași lume? Iată aici o altă imagine. Persoanele pe care le vedeți acolo, lângă Amvon, nu sunt scoase cu un anumit scop în față, ci pur și simplu nu mai aveau loc unde să stea în sală. Și atunci au venit și au stat aici, lângă Amvon. Pentru că era totul plin. O altă perspectivă. N-am fost eu în fiecare seară la evangelizare, era în fiecare seară câte un vorbitor diferit, deci nu putem spune că oamenii s-au legat de cineva. Da, le-a plăcut de vorbitorul acela și au venit. Nu. În spate era lucrarea bisericii. Biserica era de doi ani deschisă. Nu era biserică veche. De doi ani. Dar oamenii, membrii acelei biserici, erau vreo 20, cel mult 30 de membri, au reușit să stabilească legături cu semenii lor, cu prietenii lor și tot ceea ce vedeți acolo sunt oameni aduși acolo pentru că adventiștii din localitatea respectivă erau oameni frumoși. Și când i-au chemat la biserică au zis venim, că ne place la voi și ne place de voi. Da? Aceeași imagine. Poate ne întoarcem la aceasta. Am vrut doar să vă dau un exemplu de faptul că un exemplu cât se poate de concret Că dacă vrei, dacă te străduiești, așa cum am făcut și noi la tehnic, vrem, vrem să avem prezentarea, ne străduim, căutăm ce soluții avem, restul face Domnul. Și în cele din urmă lucrurile vor merge. Numai că, în general, nu știu cum sunteți dumneavoastră, nu vă cunosc, astfel încât să vă pot analiza, dar, în general, Biserica sau credinciosul este descurajat. Face comparație între anii 90 și vremea de acum. Și zice: Nu se mai poate. Și nu mai ai curaj. Numai că vă rog din toată inima: nu vă lăsați descurajați. E adevărat, nu este ușor. Nu e ușor să umpli bisericile. Și vă înțeleg că și dumneavoastră ați vrea să le umpleți. Dar vă rog frumos să faceți un lucru: să nu cedați. Să nu acceptați niciodată gândul că nu se mai poate. Ba da, se poate. Domnul are soluție. Și știe el cum. Pornim de la un text biblic sau de fapt merge mai departe, este în Matei 28, versetele de la 16 la 20. Cuvântul Domnului spune așa. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Este momentul după învierea Domnului Iisus Hristos, chiar înainte de înălțarea Lui la cer. Când l-au văzut ucenicii pe Domnul Iisus Hristos, spune textul că au avut o reacție comună. Dice că i s-au închinat. Îl vedeau acolo în carne și oase, era prezent înaintea lor și bineînțeles că nu puteai să, faci, să ai altă reacție în fața Domnului Isus Hristos cel înviat decât aceasta să îi te închini. Pentru că știi că tu l-ai pus în mormânt cu ceva timp în urmă cu mâinile tale și acum este viu. Ei s-au închinat. Dar am subliniat acolo ultima parte a versetului care spune că după ce cu toții s-au închinat, S-au împărțit în două tabere. Unii au rămas în aceeași stare de închinare, de venerație a Domnului, iar alții. Pe păi cum să se îndoiască? Ce motive ar fi avut să se îndoiască? Nu au participat cu toții la același eveniment? Nu au văzut cu toții același lucru? Nu s-au închinat cu toții? Da, da. Numai că așa este omul. Unul alege să creadă, iar altul. Caută nod în papură, cum mai zicem noi. La fel se întâmplă și astăzi. Dacă vrei să crezi, dacă cu tot din adinsul vrei un anumit lucru, Dumnezeu te va ajuta și se va împlini. Dacă, în schimb, îți dorești cu totul altceva, Dumnezeu nu te va forța să mergi pe drumul acela. Îți va da posibilitatea să te îndoiești. M-aș bucura să fim în categoria celor care rămân consecvenți în închinarea lor înaintea Domnului. Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de grupul acesta de ucenici, a vorbit cu ei și le-a transmis un mesaj. Este ultimul mesaj pe care îl transmite înainte de a se înălța la cer. Și înainte de a citi textul acesta pe care îl cunoaștem și ne este drag, vreau să spun că și să vă rog să fiți atenți la felul în care este construit mesajul acesta. Pentru că Domnul Iisus Hristos ar fi putut să le spună ucenicilor uite asta trebuie să faceți și gata. Dar nu, el este atât de de delicat cu mine, cu credinciosul, încât discursul pe care îl are, mesajul pe care îl are, este alcătuit cu cea mai mare atenție, astfel încât să fie o încurajare pentru cel care îl ascultă. Domnul Iisus Hristos nu spune așadar, asta trebuie să faceți, ci mai întâi le prezintă ucenicilor contextul. Zice, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Adică ceea ce urmează să vă spun, vă rog să primiți și să judecați în contextul acesta, că toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Apoi vine mesajul central, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și nu încheie aici, pentru că ar fi terminat mesajul, ci frumos închide această trimitere cu încă o asigurare. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Prin cuvintele acestea pe care Domnul Iisus Hristos le adresează ucenicilor, eu parcă îl văd cum îi și îmbrățișează pe ucenici. Cu o mână ar fi începutul mesajului, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ, apoi mesajul principal și a doua mână cu care îi cuprinde pe ucenici și îi strânge la pieptul său este și eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Vă place discursul acesta sau mesajul acesta pe care Domnul Iisus Hristos l-a transmis ucenicilor? V-ar plăcea să vi-l transmită și dumneavoastră? V-ar plăcea să fi fost în locul ucenicilor, să-l fi auzit cu urechile dumneavoastră? Chiar din gura Domnului? Nu pot să vă contrazic când ziceți da. Dar doar vă pun să vă gândiți la următorul lucru. Ești în fața Domnului Isus Hristos și el îți spune ce? Care este mesajul de bază? Îți spune să umpli biserica cu oameni? Nu, dar ce spune? Adică evangelizați câți? 5 10 oameni. Așa zice? Evangelizați toată lumea, da? Asta este însărcinarea pe care ți-o dă Domnul Isus Hristos când auzi cuvintele acestea. Și acum haideți să ne punem un pic în locul ucenicilor. Câte posturi de televiziune aveau? Niciunul? Am văzut că aveți o antenă mare aici, în, în curte, și faceți lucrare misionară cu ea. Ucenicii câte aveau? Niciuna? Bine, dar poate aveau uh, tehnică așa, cu camere și transmiteau pe Facebook, pe YouTube. Nici așa. Atunci înseamnă că aveau... Uh, nu știu, mijloace de deplasare, de a călătoria, astfel încât își permiteau să se ducă dintr-un loc în altul. Poate mergeau cu avionul, cu elicopterul. Nici asta nu aveau. Dar atunci, cu siguranță, aveau niște relații la guverne, la... aveau niște deschideri pe undeva, astfel încât să li se dea săli polivalente la dispoziție. Nici asta nu aveau. Atunci vă dați seama cum a sunat în urechile ucenicilor în sărcinarea Mergeți! și evangelizați întreaga lume, iar ei nu aveau absolut nimic? V-am întrebat dacă vă place cuvântarea aceasta a Domnului. Lor poate că nu le-a plăcut. E adevărat, contează unde te uiți. Dar înainte de a te uita undeva, creierul face niște calcule. Și probabil că atunci când au auzit ucenicii lucrul acesta, evangelizați întreaga lume, au zis, păi, de -aia nu avem, de -aia nu avem, de -aia nu avem, de -aia nu avem. Acum înțeleg de ce este textul acela subliniat, dar unii s-au îndoit. Nu s-au îndoit neapărat de prezența Domnului Isus. O fi fost, nu o fi fost. Ce au zis, Doamne, e prea de tot. Nu se poate. Nu avem cum. Nu, nu merge. Cum? cum să evangelizăm întreaga lume? Spuneți-mi, vă rog, dacă cu argument solid, cum au răspuns ucenicii în fața acestei provocări Mergeți și evangelizați întreaga lume deși voi n-aveți nimic Nici resurse financiare nimic nici resursă umană absolut nimic Cum au răspuns ucenicii Au făcut ce li s-a cerut sau nu Ce dovadă aveți să spuneți că au făcut De unde știți că au făcut Au primit Duhul Sfânt dar asta știm din scriptură da dar iarăși, tot am făcut exercițiul de dimineață cu Marius Necredinciosul. Dacă eu n-aș crede Scriptura, cum ați convinge că ucenicii au ascultat și au împlinit ce le-a cerut Domnul Isus? Aveți un argument? Cum îmi demonstrați că ucenicii chiar au făcut nebunia de a merge și de a evangeliza întreaga lume, deși ei n-aveau nimic? Păi atât de simplu. Omul pe care îl vedeți acum în față, este rezultatul ascultărilor. Și oamenii pe care îi văd eu acum, în fața ochilor mei, n-ar fi fost aici, dacă ucenicii ar fi făcut calcule, păi de-aia avem de-aia n-avem, de-aia... Nu se poate. Nu putem, Doamne, prea de tot. Nu. Cei care nu s-au îndoit, au zis, mergem. Nu știm cum, cum va face. Nici nu ne imaginăm, n-avem niciun plan de acțiune, dar dacă ne-a trimis, mergem. Și sub... Picioarele lor, sub pașii lor, se deschidea calea Evangheliei și a mers efectul acestei lucrări al lor până în zilele noastre. Iar eu și cu dumneavoastră suntem în locul acesta și îl cunoaștem pe Dumnezeu pentru că au fost niște nebuni atunci care nu s-au uitat la partea materială, ci s-au uitat, așa cum spuneați, la Dumnezeu. Oare cum ar fi lumea sau cum ar fi Biserica astăzi dacă ar fi Biserica populată tot de oameni de? Factura aceea, care să nu se gândească, Doamne, dar nu merge, Doamne, dar am încercat de atâtea ori, ci să se uite spre Dumnezeu. Și când aud că Dumnezeu zice așa sau pe aici, ei se meargă pe acolo. Vă dați seama că efectul ar fi peste așteptările noastre? Vă dați seama că ucenicii au văzut și ei acolo oamenii care se converteau în timpul lucrărilor, dar ei nu știu cât de departe. Ei au trecut la odihnă și nu știu cât de departe a ajuns lucrarea pe care ei au început-o. Când va veni Domnul și îi va readuce la viață, vă dați seama ce surpriză vor avea? Să vadă miliarde de oameni convertiți, mântuiți, pentru că ei au avut curaj atunci să spună, da, mergem, deși nu avem de niciunele. Recunoașteți aceste două sigle? Sigur că da. da? Ar fi vreo legătură între ele? Niciuna, ziceți dumneavoastră. Ba, din contră. Da? La gunoi. Cu una dintre ele. Apropo, eu nu consum băutura aceea și nici nu o recomand. Numai când o văd, dar asta este o chestiune de preferință, că am eu slăbiciunile mele. Dar aici chiar nu mă prinde cu nimic băutura aceasta, deci să nu creadă cineva că uh, cu motivul acesta o prezint. Când o văd, parcă văd uleiul de la motor când îl schimbă mecanicul. Da? Dar asta este altă poveste. Uh, am găsit o asemănare între aceste două firme, aceste două companii, că le numesc așa. Și asemănarea este aceasta. Au fost înființate cam în aceeași perioadă, în anii 1800. Biserica în 1863, Coca-Cola, câți ani mai târziu? 23 de ani mai târziu. Da? Acum, în ceea ce privește firmele sau activitatea aceasta din domeniul afacerilor, vreau să vă întreb. A avea un avans de 23 de ani înaintea unui Competitor, este ceva sau este o diferență de neglijat? E ceva, da? Că dacă eu deschid o firmă pe un anumit domeniu de activitate, funcționez 23 de ani și după cei 23 de ani unul dintre dumneavoastră deschide pe același domeniu de activitate, eu sunt mult înainte. Pentru că în 23 de ani am văzut multe am văzut și am înțeles ce le place oamenilor, cum se vinde, am trecut prin multe încurcături și am învățat cum să ies de acolo. Deci a avea 23 de ani avans, este un avantaj. Și uitați-vă, vă rog, că în situația aceasta, comparația aceasta, aș fi putut lua oricare altă firmă, nu doar Coca-Cola. Dar așa s-a întâmplat atunci când am făcut prezentarea să ale Coca-Cola. Observați că în avantaj acum, este Biserica Adventistă, da? Are 23 de ani în avans. Haideți să ne uităm puțin asupra uh, cifrelor, realizărilor. Că atunci când analizezi o instituție și activitatea ei, cifrele vorbesc. Coca-Cola, în timpul de față, în momentul prezent, este cunoscută de 97% din populația planetei. A planetei. Adică 97% dintre oamenii care locuiesc pe planeta Pământ au auzit de Coca-Cola. Vreau să vă întreb, e o performanță asta? Să ai o firmă care să fie cunoscută de aproape toată lumea de pe pl planetă? Sigur că da. Mergem mai departe. Coca-Cola, un pas mai departe. 74% dintre oameni care locuiesc pe suprafața Pământului, nu doar că au auzit de Coca-Cola, ci au și văzut. Au văzut o sticlă, au văzut o doză, adică e un pas mai, mai în față. Nu doar că au auzit, ci au și văzut. Și acum și mai departe, la concret, foarte concret, 51% dintre oamenii care locuiesc pe suprafața planetei au băut cel puțin o dată Coca-Cola. Și printre aceia mă număr și eu. Că am consumat și eu. E performanță? Ca peste jumătate din, suprafa din populația planetei să-ți fie client? Este. Este. Și atenție, aceste performanțe le are compania care a venit un pic mai târziu pe piață. Da. Acum nu am cifre dincolo. Intenționat nu le-am pus. O să fie ceva pus, dar mai general. Dar vreau să vă întreb, din câte știți dumneavoastră, oare 97% din populația lumii? O fi auzit de biserică? De biserică Nu? Cum nu? Păi avea avansul de 23 de ani. De ce nu? Dar 70% or fi văzut o biserică? Să fi trecut așa peste... Nu să intre, ci să fi trecut prin fața unei biserici. Ce credeți? Nici asta mă descurajează rău de tot. Mai încerc o dată. Vedeți, acolo este 51% din populația lumii a băut Coca-Cola. Mă gândesc că restul de 49 sunt ceilalți care n-au băut, da? Și aia unde or fi? O fi 49% din populația planetei în biserică? Nu. nu e așa! atunci pun o întrebare, un de ce foarte mare. De ce este situația asta? De ce? Și nu primesc răspunsul cu ridicare din numeri. De ce? Pentru că să nu uităm de unde am pornit. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți, evangelizați întreaga lume, întreaga lume, da? Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Cui a adresat Domnul Iisus Hristos cuvintele acestea? Companiei Coca-Cola? Cum nu? Păi ei au rezultate de felul ăsta. Cui a adresat Domnul Iisus Hristos? Bisericii nouă. Și uitați-vă că oameni care își fac lucrarea tot respectul pentru cei care lucrează la Coca-Cola, da? oamenii știu să facă lucrare bine, tot respectul pentru ei. Uitați-vă că oamenii aceia, fără a avea promisiunea și asigurarea Domnului Iisus Hristos că este cu ei, au rezultate de felul acela. Aproape 100% dintre oameni au auzit despre ei. Și uitați-vă și în partea cealaltă, la mine, la noi, având Puterea Domnului Isus Hristos la dispoziție, având promisiunea și însărcinarea din partea Lui, ne e rușine de rezultate. Unde este problema? Tot la cifre. Haideți să ne uităm puțin. În momentul de față, trăiesc aproape uh, aproximativ 8 miliarde de oameni pe suprafața planetei. Dintre aceștia, 8 miliarde S-a blocat? Trebuie să mișc aici? Nu știm ce s-a întâmplat. Da? Uh, adventiști pe suprafața planetei sunt 22-25 de milioane de uh, adventiști. Uh, cu aparținători, cu tot, cu persoanele care se uh, pregătesc pentru botez, se ajunge la 25 de milioane. În România, tot așa, pe rotund, uh, în mare, sunt vreo 90 de mii de adventiști. Care este raportul? câți adventiști, câți neadventiști? Păi, raportul este acesta. La nivel mondial, este un adventist la 363 de neadventiști, iar în contextul în care trăim noi în România, avem un adventist la 222 de neadventiști. E simplu de reținut în România. 2, 2, 2. Așadar, marea însărcinare pe care am citit-o mai devreme se poate traduce pentru noi, cei care locuim în România, în felul următor. Marius în tot timpul vieții tale. Atenție că domnul nu pune termene de genul o lună, cum avem noi o campaniile misionare, ci în tot timpul vieții tale. Cât ai suflare pe pământul acesta, trebuie să evangelizezi cât? 200. 222 de oameni. Sună înspăimântător? Vi se pare greu? Vi se pare mult? Depinde și ce înseamnă pentru tine evangelizare. Că dacă asta înseamnă să iei o carte și să o pui în gard sau în cutia poștală, e simplu, rezolvăm imediat. Dar trebuie făcut mai mult. A evangeliza lumea înseamnă a face, cum a făcut voinicul la tehnic, tot ce depinde de tine. Asta merge? Nu merge. Asta merge? Nu merge. Asta poate merge asta. Tot ce depinde de tine. Și în timpul vieții tale, să abordezi în felul acesta 222 de oameni. E mult? Poate da, poate nu. Dar haideți să vă spun ce se poate întâmpla. Ca să vedeți cât de simplă este de fapt însărcinarea aceasta. Dacă eu să zicem că încep să lucrez și nu ajung să lucrez cu 222 de oameni. Fac treabă și la un moment dat unul dintre oamenii cu care lucrez se convertește și devine partener de-al meu de lucru. Omul recuperează timpul și intră direct în lucrare. Și face și el lucrarea alături de mine. Eu câți oameni mai am de evangelizat? S-a dus din, din start, s-a dus la jumătate. Observați? S-a dus la jumătate. Nu e nevoie să fac 222 de adventiști. Că dacă fac 1, 2, 3, aceia preluând lucrarea, vor lucra și ei cu alții 1, 2, 3 și se poate face Evangelizarea întregii planete, așa, într-un moment. Dar pentru lucrul acesta este nevoie de lucrători. Și Scriptura spune asta: că este nevoie de lucrători. De oameni care să nu se uite la ce nu se poate, ci de oameni care să se uite la Hristos și Hristos să facă lucrare și să facă minuni prin ei. Ți-ai dori să fii un astfel de om? Ar mai fi lucruri de adăugat, dar. Uh, Trecem peste detaliile acestea, poate într-o altă ocazie vom intra în detaliu. Ați văzut sigla aceasta pe undeva? Vă este cunoscută? Acum vă văd dacă ați fost atenți la lecțiunea pe care ați ținut-o în mână trimestru trecut. N-ați văzut-o acolo? Ba, parcă da. Da. Vedeți, informația a fost acolo, dar nu ne-a scăpat. Este un proiect, pune umărul pentru orașul tău, un proiect misionar, care ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim misionari, dar nu doar cu literatura sau doar cu fluturași, ci misionari cu abilitățile pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție. Ideea este aceasta, a face misiune nu înseamnă doar a distribui literatură. Să fie clar lucrul acesta. Este bună și lucrarea aceasta. Nu vreau să spun că trebuie aruncată. Este bună, dar să nu vă mulțumiți doar cu atât. Este nevoie de mai mult. Că oamenii care nu au pasiune pentru citit, ce faci cu ei? Pierzi cu cartea în casă și cu cartea în mână, tu le-ai dat și cu mine carte, dar ei dacă nu citesc. De aceea, pentru a fi completă, lucrarea misionară trebuie să mai conțină și alte aspecte. Și proiectul Pune umărul pentru orașul tău, tocmai aceasta intenționează să facă: să umple și celelalte goluri. Astfel încât lucrarea de misiune să fie completă. Care este succesul? Sau cea mai bună metodă misionară? De la om la om, da. Și cum? În ce constă secretul ca să-i abordezi pe oameni? Că de cele mai multe ori primești reacția aceea: nu, mulțumesc, nu-mi trebuie. Care este secretul? Insiști. Unii se supără. Mie nu plac persoanele care insistă, cel puțin pe domeniul acesta. Și am întâlnit de curând în urma cu câteva sabate pe cineva care a insistat și mi-a lăsat o impresie uh, nepotrivită. Nu era de al nostru. Era din altă parte. Te rogi, bineînțeles că altfel. Secretul nu este secret, oameni buni. Secretul este cunoscut de toată lumea. Este pe ecran. Secretul este metoda pe care a folosit-o Domnul Iisus Hristos. Căci de acolo a pornit totul. Da? Și cum proceda Domnul Iisus Hristos? Tipărea multe cărți, multe pliante și le dădea. Nu? Zice că stătea printre oameni. Da? Era de al lor. Era acolo. Le împlinea nevoile. Adică vedea că pe acesta îl doare ceva. Îl vindeca. Vedea că acestuia nu-i ajunge mâncarea. Apropo, înmulțirile pâinii și peștelor, peștilor nu sunt date acolo în Sfânta Scriptură așa la voia întâmplării, ci este subliniată exact metoda aceasta pe care o făcea Domnul Isus Hristos. Când avea miile de oameni, Domnul Isus Hristos ar fi putut foarte frumos să se ridice așa pe o piatră mai înaltă și să înceapă, gata, liniște, ascultați-mă ce am să vă spun. Și în timp ce el vorbea și oamenii se străduiau să țină liniște acolo, se auzeau cum le chioreau mațele de foame. Nu, Domnul n-a făcut așa. Și mai întâi ce a făcut? Sta jos, oameni buni. Mai întâi mâncăm, da? Pentru că atunci când ești cu burtica plină, altfel uh, ai dispoziție de asta să asculți. Metoda nu este grea, nu este necunoscută, este simplă. Se amesteca printre ei, vedea ce îi doare, ce le trebuie, le împlinea nevoile acelea și după ce omul era sătul, după ce omul era vindecat, după ce omul era alinat, ce îi spunea? Acum e timpul. Să trecem la lucruri serioase. Hai după mine. Eu am o întrebare. De ce eu astăzi procedez altfel? Și de ce eu am așteptări ca uh, oamenii să răspundă altfel? Le dau o invitație și aștept ca invitația aceea să-l pună în bazinul de botez. De ce? Unde am învățat asta? Și după ce am dat 1000, 2000, 3000, 5000 de invitații și oamenii nu răspund, eu trag linie și zic, nu mai merge misiunea în 2022. Mă descurajez și zic, asta e, nu se mai poate face nimic. De ce fac lucrul acesta? Vă dau un exemplu. V-ați gândit că în momentul în care dai poate o carte cuiva sau o invitație la evangelizare, primește omul invitația respectivă, și tu te aștepți să te întâlnești cu el la biserică. Dar poate că cu 5 minute înainte de a-i da tu invitația, a primit un telefon și s-a spus de luni să scauți altceva de lucru că trebuie să te concediem. Vreau să vă întreb, mai are vreun rost, mai are vreun efect, mai are vreo putere omul acela să primească invitația pe care tu i-ai dat-o? Observați că trăim în lumi diferite? Vorbim limbi diferite? Eu am cea mai mare, cea mai, cele mai bune intenții pentru omul acela și știu că e spre binele lui să vină la biserică. Dar cadrul în care el se află îl pune în imposibilitatea de a face lucrul acesta. Sau poate tot atunci, înainte de a îi da invitația, a primit un telefon de la soție și îi spune nu mă mai aștepta că nu mai vin acasă, m-am săturat. Vă dați seama? Cum poate să prindă invitația aceea la omul acela? De aceea Iisus Hristos identifica nevoile, vedea ce-i doare, rezolva și abia la urmă spunea, urmează-mă. De ce biserica asta se grăbește și procedează altfel? Oare nu credeți că este timpul să ne oprim și să urmăm exemplul lui Iisus Hristos? Vestea bună este că fiecare dintre noi, fiecare dintre cei care suntem prezenți aici, putem să facem lucrare misionară. Chiar și cei care poate vă gândiți bine, dar eu nu mai pot să fac cum făceam odată. Oricine are viață poate să facă lucrare misionară. Pentru că a face lucrare misionară înseamnă a face tot ceea ce poți și știi în contextul acela în care Dumnezeu te-a așezat. Tu poți să împlinești o nevoie. Prezentarea vorbește și despre centrele acestea de influență, librăriile Sola Scriptura, era o hartă aici, dar nu se vede, o să sar peste momentul acesta, mergem mai departe. Vreau doar să vă prezint niște idei despre cum poate să fie făcută lucrare misionară în 2022. Dacă apare imaginea, ar fi bine să aveți și informația aceasta. Sunt aproximativ 60 de librării Sola Scriptura în toată țara. Am făcut un sondaj recent și am rugat librarii să-și noteze în timp de două săptămâni câte persoane adventiste și neadventiste intră în librărie. Și rezultatul a fost acesta. În fiecare zi, atenție, în fiecare zi, în toate librăriile din toată țara, intră 400 de persoane neadventiste. În fiecare zi, 400 de persoane azi, 400 mâini, mâine, de luni până vineri. Cum vi se pare? E mult sau puțin? 400. Da, sunteți generoși dumneavoastră. E mult 400, dar dacă te uiți la toată, n-ați apucat să vedeți harta, că e împânzită țara, sunt 60 de centre, dacă împarți 400 la 60, vezi că nu este foarte mult acolo pe librărie. Dar totuși sunt de acord cu dumneavoastră că este mult, este chiar foarte mult, pentru că 400 nu sunt șuruburi sau cuie, ci sunt suflete. Sunt oameni pe care Dumnezeu ți-i trimite. Atenție, nu pleci după ei, ci Dumnezeu ți-i trimite acolo. Că una este să ai tu invitații sau cărți în sacoșe și să te duci la om, omul se simte atacat și cumva uh, se apără. Dar aici, în centrele sola Scriptura, vine omul singur. Intră acolo și este la dispoziția ta. Și stă acolo poate două minute, trei minute, cinci minute. Și e bine ca să fii pregătit pentru exercițiul pe care l-am făcut la prânz. În cele câteva minute, librarul sau altcineva, dacă este în librărie, cum îl câștigă pe omul acela? Că Dumnezeu ți l-a oferit și îți oferă în, patru, în fiecare zi câte 400 de persoane neadventiste. Iată o explozie în 2020, în timpul pandemiei, a interesului pentru cursurile Sola Scriptura. Observați cum era, e pe online ceea ce vedeți, graficul acesta. Ce era în 2000. 18, 2019 și ce s-a întâmplat în timpul pandemiei. Adică oamenii au fost speriați cumva și s-au îndreptat către lucrurile spirituale. I-a așteptat cineva acolo? Este Biserica gata să-i primească pe oamenii aceștia? Că iată, fără reclamă s-a întâmplat explozia aceasta. Dumnezeu a folosit un context și îți dă oamenii. Și Biserica nu vede lucrurile acestea. Și Biserica rămâne în aceeași descurajare și ce nu se mai poate. Ce frumos era în 90, acum nu se mai poate. Ba se poate, sub ochii noștri. În 2020 au fost 2753 de persoane care în anul acela s-au înscris la cursuri. Adică persoane care au zis, da, suntem interesați de oferta voastră. A bisericii. Vă dați seama ce înseamnă asta? Într-un an Dumnezeu îți dă 2753 de suflete. am amintiți că în România raportul era 1 la 222. S-ar putea evangeliza lumea pognind din degete. Uh, revenim, vă spuneam despre niște idei de lucrare uh, misionară. Ce ar fi dacă acolo unde există spații, centre de influență sau Biserica poate să fie un centru de influență, poate gândiți și în felul acesta. Biserica să nu fie doar un loc al nostru unde ne închinăm, ci să fie un loc pentru toți oamenii. Ce ar fi dacă, în locul acesta, spre exemplu, iau biserica aceasta exemplu, ar ști întregul oraș că o dată pe săptămână este un medic sau mai mulți care este prezent acolo o oră sau două și gratuit oferă consultații medicale. Credeți că ar veni doi, trei oameni din oraș? Sau poate mai mulți. Sau poate mai mulți. Și n-ai plecat după ei, ci ți-ar trimite Dumnezeu. Și pe lângă medicul acela sau asistent sau, doamne, știți, dacă aveți persoane cu pregătire în domeniul acesta aici, ar mai fi și cineva o vorbă bună, un pahar de apă, o carte, am văzut că mai aveți pe acolo, se leagă prietenii. Ar fi oameni câștigați? Ar fi. Și ar fi nevoie să străbați pământul până la marginile lui? Nu. No. Stând acasă. Un alt exemplu. Oamenii își pierd mințile din mai multe motive. N-am scăpat bine de pandemie, care ne-a spăimântat pe toți. Războiul este lângă noi și ne rugăm să-l oprească Dumnezeu pe Putin. Apropo, am observat în rugăciunile dumneavoastră că ați cerut asta lui Dumnezeu. Foarte bine, vă apreciez că suferiți împreună cu oamenii aceia care sunt traumatizați de război. Dar dacă se oprește războiul, cine știe ce o veni? Și tot așa, nu scăpăm de una că vine alta. Dacă în biserica aceasta găsim și persoane care să aibă competență pe domeniul acesta al consilierii psihologice și dacă s-ar ști în oraș că în locul acesta o dată pe săptămână sau o dată pe lună este un specialist care Doamne, îți dă niște soluții la problemele tale, credeți că ar veni vreo câțiva? Eu cred că nici n-am face față cererilor. Pe domeniul acesta juridic se duc bani grei la avocați, la notari, care să învețe pe oameni cum să acționeze, pentru că sunt în conflict cu semenii lor. Cunosc oameni care au stat prin judecăți, prin tribunale, o viață întreagă. Dacă există sau nu, nu știu în biserica aceasta, dar e o idee. Dacă există vreo persoană cu pregătire în domeniul acesta și dacă este dispusă, iarăși, o dată pe lună, o oră, să ofere consiliere pe domeniul acesta, alți oameni, nu cei din categoriile anterioare care erau interesați de sănătate, de uh, psihologie, alți oameni poate că ar veni la tine și ai avea ocazia să le dai veste bună. Ideea aceasta, ce vedeți pe ecran, am avut-o când eram la Moieciu, uh, la o întâlnire, mergeam pe stradă și la un moment dat am văzut la o pensiune, o pancartă mare afișată la gard, pe care scria de Detoxifiere mentală și energetică. Eu am schimbat energetică în titlu pentru că ne ducem cu gândul la altceva. Dar scrie așa, asta vindeau oamenii acolo, detoxifiere mentală și energetică. Știți ce făceau acolo la pensiune? Păi veneau oamenii, clienții, plăteau, da? Atenție, făceau lucrul ăsta pe bani. Plăteau și ce se întâmplă acolo? Păi erau cazați în condiții bune, primeau mâncare sănătoasă nu grătarele de porc și cu ce erau ei obișnuiți, ci mâncare sănătoasă. Făceau exerciții fizice dimineața, erau învățați despre sănătate, făceau drumeții, făceau activități de uh, relaxare, colorat, cântat, joc de societate și așa mai departe. Și repet, făceau lucrul acesta pe banii clienților. Și vreau să vă spun cu toată sinceritatea că mi-e ciudă. Știți de ce mi-e ciudă? Pentru că mă întreb următorul lucru. Cine se pricepe mai bine la domeniul acesta de toxifiere mentală și fizică? Cine se pricepe mai bine decât noi? Cine știe mai bine decât noi ce, cum funcționează corpul acesta? Cine știe mai bine decât noi despre sănătate, legile sănătății? Cine știe mai bine des, decât noi cum să te deconectezi de la stresul cotidian? Noi știm oameni buni. Și nu pentru că am fi noi grozavi, ci pentru că Dumnezeu ne-a învățat și ne-a instruit în felul acesta. Și uitați-vă că alții fac bani din lucrurile acestea, iar noi nu folosim informația asta pe care o avem nici măcar gratuit. Și atunci întreb din nou, de ce nu merge lucrarea misionară în 2022? Pentru că s-a secularizat societatea? E adevărat și lucrul ăsta. Dar poate că ar trebui să privim un pic și în altă parte. Vă rog să nu vă simțiți mustrați în ceea ce spun. Uneori poate folosesc un ton mai grav pentru că, mi-e ciudă, ați văzut Coca-Cola ce performanțe are și noi avem atâtea bogății, atâtea competențe, atâtea posibilități de a face lucrare și suntem descurajați și zicem că nu se poate. Unul singur este interesat să rămânem în descurajarea aceasta, diavolul. Însă, vă rog, scuturați-vă un pic, reveniți-vă nu pentru că ați avea ceva resurse, gata, uite, acum ne bazăm pe asta, nu. Bazați-vă pe toată puterea mi-a fost dată, faceți lucrarea și eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Pe domeniul acesta, dezvoltare personală, public speaking, dicție, discursuri și așa mai departe, se duc o mulțime de bani. Sunt cursuri plătite, unele foarte scumpe, sunt traineri care iarăși fac bani mulți din domeniile acestea. Avem și noi, oamenii noștri, între noi, care au înclinație spre domeniile acestea. De ce nu le-am pune la schimbător, cum zice în scriptură? Haideți să vă dau un exemplu, cu dicție. În câteva minute vă promit că încheiem. Este așa o, o molimă în rândul tinerilor, mai ales în rândul tinerilor de liceu. Vorbesc așa cu o gura închisă, de nu înțelegi nimic ce vorbesc, în mintea lor se aud bine, dar nu deschid gura și nu-i învață nimeni să deschidă gura. Ce-ar fi dacă la biserică s-ar organiza un astfel de club de activități în care să fie învățați tinerii să pronunțe fiecare sunet al cuvântului, chiar și sunetul t d de la finalul cuvântului. Vă dau un exemplu. Vine un tânăr de felul acesta, să zicem, participă la o astfel de întâlnire. Se fac activități, se joacă aici, mănâncă prăjiturele, beau suc, poate privesc și un film, dar fac și cursurile acestea de dicție. Și el este așa, mai cu limba încurcată, cu gura nu deschide și îl știe toată familia lui că este așa. Dar după ce participă vreo două, trei săptămâni la astfel de întâlniri, se duce acasă și mama lui face mâncare acolo în bucătărie, iar el intră în bucătărie și zice, mamă, ce bine miroase, ce pregătești în seara asta? Și a vorbit clar. Și mai sa care îl știe, rămâne șocată. Ce ai zi? Ia mai zi o dată. mama, am zis că miroase bine, ce, ce pregătești? Păi, tu parcă vorbești un pic alt. ce cu tine? A, ah, păi să știi că mă întâlnesc cu niște tineri acolo, e frumos ce facem acolo și ne-a și învățat așa cu creionul în gură, cu gura larg deschisă și de asta. Vreau să vă întreb, mamica aceea, dacă se întâmplă cazul acesta, mamica aceea, e impresionată? Adică mamica aceea înțelege și poate vrea să-i cunoască pe oamenii aceia care au reușit să-i schimbe copilul. Și ai câștigat din start doi oameni. Nu unul singur. Și bine, bineînțeles că efectul este mult mai mare decât atât. Că prietenii acelui tânăr văd lucrul acesta, celelalte rude îl aud vorbind și îl întreb ce s-a întâmplat cu tine. A, păi uite și așa. Și băiatul acela face lucrare misionară în locul dumneavoastră. Dar dumneavoastră ați împlinit o nevoie, ați identificat problema și ați slujit. E greu? Cam cât costă să faci lucrarea asta? E atât de ieftin, atât de simplu pe domeniul financiar, iarăși și oamenilor nu le ajung banii de la un salariu la altul. Poate că nici nouă nu ne ajung, că nu sunt mulți, dar noi măcar avem niște principii, avem, niște, avem teoria și am putea să o prezentăm oamenilor. Credeți că dacă am reușit o familie să o ajutăm ca de, pe, de la un salariu la alta să economisească 10 lei, o familie căreia până acum nu-i ajungeau banii, dar după ce i-am învățat Principiile acestea de administrare financiară reușește să economisească 10 lei. Credeți că e câștigată familia aceea? Este. Și iarăși întreb, cât te-a costat asta? Nimic. A fost prea ușor. Consiliere de familie. Și aici avem niște principii. Știm cum trebuie familia să fie alcătuită, cum trebuie să interacționăm în cadrul familiei. E adevărat, nu suntem de nota 10 aici, greșim și noi, dar repet, teoria o cunoaștem. Ce-ar fi dacă i-am instruit pe oameni? Dacă s-ar ști că, Doamne, în mod regulat, în locul cu tare, este consiliere de familie. Și vine cineva care este abuzat acasă, vine cineva care nu mai poate, că se aștepta de la familie la altceva, dar este un coșmar. Și găsește aici niște oameni care o și învață lucruri, dar este și un, îi oferă și un sprijin, un suport, încurajare. Credeți că e câștigată persoana respectivă? Sunt atâția copii, oameni buni care, eu provin dintr-o familie de felul acesta, care își doresc să nu mai meargă acasă. Pentru că știu că acasă este scandal, acasă sunt bătăi, acasă este băutură, acasă e fum de țigară, aer îmbăxit și așa mai departe. Sunt atâția copii care ar avea nevoie de ajutor la teme, dar nu este nimeni lângă ei să-i ajute, pentru că tata e beat, mama e bătută și așa mai departe dacă ai reuși, dacă am reușit noi, o familie de felul acesta, să o câștigăm și să-i ajutăm să, să schimbe comportamentul. Vă rog, nu vă gândiți la cei doi la adulți, ci gândiți-vă, vă rog, la bucuria pe care ați putea să o aduceți copilului, care dintr-o dată poate să-și facă temele cu tatăl, care nu mai e beat, care dintr-o dată poate să o aibă acolo la teme și pe mămica lui lângă el. Vă dați seama cât efect Poate să aibă un simplu seminar de sănătate. Prezentat așa cum, cum putem fiecare dintre noi. Am fi uimiți dacă am începe să facem primul pas acum. La fel cum ucenicii au făcut primul pas, ne bazându-se pe altceva decât pe trimiterea Domnului Isus, iar rezultatul a fost peste așteptările lor. Și bineînțeles că lista este uh, lungă. Uh, Cluburi de uh, gătit, de ce vreți dumneavoastră, pentru tineri, pentru copii, uh, consiliere spirituală, studiu biblic și așa mai departe. Uh, și chiar dacă nu poți să te implici în toate acestea, nu în ultimul rând este trecut acolo rugăciune. Să vrei să faci ceva. Cel puțin să te rogi, tot poți face. Cât din lista aceasta? Nu e nevoie să-mi răspundeți. Aveți ca activități bine stabilite și pe care le practicați în momentul de față? Hmm? Nu e nevoie să-mi răspundeți. Repet. Și vă rog să nu vă simțiți uh, certați acum. Vreau doar să vă pun în fața realității. V-am arătat o biserică plină de oameni la început, la evangelizare, februarie 2022. Poate fi plină și biserica aceasta. Diferența nu o face societatea, ci diferența o facem. Noi. Este vorba despre mine. Despre devotamentul, despre consacrarea mea. Te rog să nu uiți lucrul acesta. Tu poți să împlinești o nevoie. Identific-o și dacă Dumnezeu ți-a dat abilități, câte de mărunte ar fi ele, atunci pune-le la lucru și Dumnezeu va face minuni prin tine. Să facă bunul Dumnezeu ca mânați, însuflețiți de Duhul Său cel Sfânt, să ne scuturăm așa un pic, să prindem curaj, să spunem, da, vreau și eu să fac lucrul acesta, să ne mobilizăm, că și aici este secretul, să ne încurajăm unii pe alții. Uneori poate unii se descurajează mai repede și cedează, dar să fie cineva și să zică, nu, hai să mergem, ce dacă a venit doar unul singur la activitatea aceasta? Mergem înainte! Și în felul acesta, ținându-ne unii pe alții de mână și lucrând, vom grăbi și vom ajunge mai repede la ziua aceea frumoasă a întâlnirii cu Isus Hristos. Dumnezeu să binecuvânteze biserica aceasta, să vă binecuvânteze, să vă dea putere și să vă dea și bucuria de a vedea rezultatele lucrării pe care dumneavoastră o faceți. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Amin.